Începem o serie de interviuri video pentru Act Art Magazine. Primul invitat este Cosmin Mihai Moraru, artist grafician. Să-l ascultați cu plăcere. Am studiat Facebook-ul tău și am văzut că la, la, lângă numele tău este acolo o, o chestie interesantă: Works at Mickey. Ce se face la Mickey și ce e aceea Mickey? Um, Miki este un curent în dezvoltare, aș zice. Nu neapărat eu ca persoană Miki fac ceva și vreau să mă dezvolt ca artist, încerc să dezvolt un curent nou artistic în România. Este... Miki este și numele tău nickname sau, sau de da, alintare. Alintarea numelui meu în așa fel încât să fiu mai ușor recunoscut și mă identific mult mai ușor prin numele ăsta. Mi-ai povestit de unde vine Michi, asta poți să ne spui de unde vine Michi, pentru că mi-a mi plăcut foarte mult. Uh, Michi vine din prescurtarea cuvântului Michiduță. Michiduță înseamnă drac, uh -huh. drăcușor. Drăcușor eram când eram mai mic, eram mai mic de statură și în același timp eram mai răutăcios. Și automat mi-a venit porecla la Michiduță, iar în timp mi-am prescurtat singur numele la Michiduță, Michi, Michi identificându-mă astfel în timp. Te-ai făcut un drăgușor mai mare și talentat. Ai terminat la uh, și Institutul de Artă și pe urmă ai vrut să faci masterul la Cluj, dacă am înțeles bine. Da. Ai și început? Uh, nu. Din păcate nu am reușit să intru. Uh, poate nu am fost destul de pregătit în momentul respectiv, uh, dar asta nu m-a făcut să renunț la Cluj. Clujul pentru mine a fost mai mult decât... Uh, doar în oraș în care aș vrea să fac masterul, am vrut să dezvolt ceea ce știu eu să fac în Cluj, pentru că am găsit niște oportunități mult mai stabile pentru mine aici. Atunci, te rog frumos să ne povestești ceva despre ceea ce faci tu, pentru că ai început să lucrezi Blackboard, nu știu, așa ceva, Blackboard artist, da. Ce înseamnă blackboard artist? Ce faci? De ce ai ales uh, chiar uh, a, acest fel de a te exprima? Ai terminat uh, grafică publicitară. Uh, asta ați învățat voi acolo la Iași la sau uh, asta ți-a venit așa ideea? Prevenirea profesională uh, uh, în școală nu are nicio legătură cu ceea ce fac acum poate puțin din cauza că am avut o anxietate socială în ultimii ani și mi-era greu să mă exprim, m am împins să lucrez în domeniul vânzărilor și astfel am intrat în lumea cafenelelor, restaurantelor, prin joburile care le-am avut în trecut și am observat că există portița asta, nișa asta, în care poate să fie îmbinat plăcutul cu utilul. Și ca să și mă întrețin din asta, am pornit-o ca pe un job, dar în același timp este o plăcere. Fac ceea ce îmi place pe bani. E, ești foarte norocos. Deci înseamnă că această grafică publicitară, ceea ce am crezut eu că faci, este cu totul altceva decât Blackboard, ceea ce face Blackboard artistul. Într-adevăr, într-adevăr. Grafica publicitară este cu totul altceva. În pregătirea mea bă, recentă, ca și blackboard artist, m-am atașat către nișa aceasta. Doar unde văd un blackboard, vreau să-l desenez. Atât, nu vreau să intru într-o altă zonă. Pentru portrete sunt alții mult mai buni. Pentru desene pe perete sunt alții mult mai buni. Pentru orice fel de artă sunt alții care sunt mult mai buni ca mine și aș prefera să-i recomand pe ei. Ca atunci când și ei, înșiși, la rândul lor, descoperă un astfel de spațiu, să-mi-l transmită mie. Asta este foarte interesant de obicei, artiștii între ei nu se cam. adică nu-și fac reclamă pentru celălalt, face reclamă de pentru sine. Mai mult în trecut. Suntem tineri și ar trebui să gândim diferit. Dacă avem numeroase exemple negative în jurul nostru, care nu au dus neapărat la colaborări lungi de durată și deci succes, uh, am putea noi să facem asta. Îmi place optimismul tău. <laughs> uh, și cum, cum procedezi? Deci intri în restaurante, în baruri și zici că, uite, eu vreau să desenez, să fac aici uh, da, uh, reclama asta pentru voi, pentru dumneavoastră? Sunt două tehnici. Uh, una este abordarea directă, să intru eu într-un restaurant pe care îl aleg. Uh, uneori intru fără să știu că există ceva acolo, spații, mă uit în jur, uh, mă dau drept turist, mă uit în jur uh, și dacă observ ceva în care eu aș putea să intervin, automat uh, întreb de un manager sau un șef. Dacă este la fața locului, uh, mă simt norocos pentru că am 80% șanse ca să îl cuceresc cu ceea ce fac și să fac chiar pe loc. Dacă nu, cealaltă variantă e să fiu contactat. Și asta cam se întâmplă acum. Și cum te poate contacta? Ai un website, am văzut, și prin website-ul acela, dar probabil că umbli și în alte orașe, pentru că nu numai în Cluj faci acest lucru. Da, până acum am, făcut, am început în Cluj-Napoca, am făcut în Iași de două ori, am fost la Timișoara, la Baia Mare și recent la Brașov. Urmează să mai merg la Sibiu, Oradea și am fost chemat în locații ca și Galați, Craiova, București, doar că momentan sunt prea departe de Cluj și nu știu dacă aș avea capacitatea acolo să fac și în alte locații. Sunt doar comenzi izolate. Nu, momentan nu doresc să fac doar comenzi izolate. În momentul în care fac o deplasare, aș prefera să fac două, trei locații. Și cum procedezi? Deci, a, acolo îți spune cineva ideea ce ar vrea să vadă pe a, tabla asta? A, te duci acasă și te gândești sau o faci acolo pe loc? A, lucrurile se întâmplă pe loc. A, le spun direct cine sunt dacă acceptă să colaborăm, automat îi întreb ce vor să promoveze mai mult, ce tip de băutură, de exemplu, dacă e cazul unei cafenele, ce tip de mâncare, dacă e cazul unui restaurant, dacă e club, ce tip de eveniment, în funcție de specificul localului, ce vor ei să promoveze mai mult. Sau dacă nu vor să promoveze un produs, o lozinc, un moto al barului, orice, în așa fel încât să... Atragă mai mulți clienți și să-și păstreze mai aproape clienții deja prezenți acolo? Acest lucru trebuie să conține un, un, elemente grafice, adică, un, adică niște elemente grafice, niște cuvinte sau niște litere mai interesante, ca să fie, cum să spun, ca să sară la ochi. În, în general, mă folosesc de aspectul general al locației. Ex examinez puțin locul și încerc cât de mult să redau prin desen, că e scris, că e desen, aspectul interior. Să folosesc culorile care sunt folosite acolo, să redau prin desen esența localului respectiv. Să nu ies din. să nu fac ceva chicios, ceva doar ca să sară în ochi. Să-l vezi și atât. Să se potrivească. Când m-am uitat la contul tău de Facebook, am aflat de website-ul acela, în care am pomenit mai înainte, și m-am uitat acolo la lucrurile care sunt puse pe website. Este, sunt niște lucrări care, pe care le-ai făcut ca, ca și cum să spun da, când ai terminat facultatea. Și am văzut acolo ceva foarte interesant. Sunt trei sau patru lucrări, acolo, cred că, care mi-a amintit de, de Alfred Muha. Alfred Muha este adică a fost un artist ceh, un pictor ce care făcea stilul Art Nouveau, avea și desene și ilustrații, reclame și mai multe lucruri din astea care aparțin eventual de grafica publicitară. postere acum astăzi spunem postere, dar nu știu dacă. <laughs> și mi-a plăcut foarte mult stilul aceea, adică îmi place foarte mult stilul lui Alfred Muha și nu știu, imediat mi-a mi adus aminte ceea ce am văzut la tine, pe acest artist din Cehia. Chiar a fost inspirația mea. În anii de pregătire în facultate a fost inspirația mea și tocmai de asta am urmat o, o zonă care nu a fost foarte mult studiată, a fost oarecum izolată. Și am încercat să, în perioada respectivă, să creez desene de, de o înaltă calitate grafică, de mână, dar fără greșeală, ca și atunci când sunt făcute pe calculator. Cu detalii minuscule și un conținut major de culoare. Uite, am și găsit titlul lucrarea de licență evoluție Da. da. A, nu știu, mie mi-a plăcut ceea ce ai făcut acolo de, de ce nu continui treaba asta de partea asta a, a nu știu. Pentru că nu mi-am găsit neavând parte De introducere în lumea artei Clujene, am fost exilat, să zic, în Ardeal din zona Iașului, și aici, neputând să mă conectez la nivel artistic cu ceilalți artiști, am renunțat la stilul ăsta pentru că e unul deficitar din punct de vedere financiar, pentru că toți trebuie să trăim. Îmi ia foarte, foarte mult să. Creez o lucrare de genul ăla. Pentru că, nu știu dacă ați observat, sunt șase lucrări, ele se îmbină perfect unele cu altele. Și au capacitatea, oricare o muți, oriunde, se creează o altă ilustrație. E un fel de puzzle. Tocmai de asta i-am și zis evoluție. Evoluția e un puzzle al vieții. Și, nu știu, nu, nu am mai continuat, pur și simplu. Am avut o perioadă de aproximativ 5 ani în care nu am mai. Desenat. Și m-am întors, în, să zic, în zona artistică cu conceptul ăsta nou de blackboard. Vrei să spui, adică înțeleg eu bine că nu te-a acceptat în cercurile artistice, nu te-au acceptat aici în Cluj? Nu mă consider neapărat acceptat, sunt acceptat, doar nu am, nu am fost acceptat la un nivel oficial și ne fiind în cadrul unei instituții de învățământ superior în care ai capacitatea de a avea o legătură directă între artiști, artiștii din jur, galeriști, cineva să te observe, așa fiind într-o zonă underground, întunecată, a, a fost mai greu. Și asta m-a făcut să ies puțin din zona asta, să-mi culeg gândurile și să știu exact ce vreau să fac. Și mă bucur că din greșeală am ajuns să fac din nou ce îmi place cel mai mult. Tot de acolo m-am inspirat de la ai avut, ai avut o mulțime de expoziții, nu personale colect și colective, am dar o, figură, expoziție o, o expoziție personală, și zice aici că prima expoziție personală intitulată Atelierul de vis cu Vise. Pardon. Uh, și în uh, Cafeneaua Atelier Cafe din Cluj Asta a fost în 2014 în atelierul, în atelierul acela de, de vise Chiar acum 2 ani în ziua asta <laughs> cum în ziua Aha, a fost, ok de, Uite, asta nici nu mi-am adus aminte uh, Deci atelierul cu vise În atelierul tău cu vise În afară de ceea ce s-a împlinit Acum ziceai, mai sunt vise? Uh, da <laughs> Mai sunt multe vise de îndeplinit Și ce anume? În primul rând mi-aș dori din ceea ce fac acum să ajung cel mai cunoscut din România. E un mare vis. E mare, dar să fiu recunoscut la nivel, să zic, european, nu neapărat mondial, la nivel european, din stilul ăsta de desen, că reprezint România. Să se agațe și România în, harta desenului underground, street legal art, pentru că este și illegal street art. Ceea ce fac eu este o artă stradală legală. Iar în Europa este foarte dezvoltat curentul ăsta și se poate și la noi. Și ești foarte, foarte sigur că numai tu faci ceea ce fac, acest lucru în România? Nu sunt sigur că doar eu îl fac, știu sigur că eu sunt singurul din România care îl face la nivelul acesta. În mai multe orașe să fie chemat în mod constant și să refacă acele desene, pentru că eu practic le șterg. Îmi șterg propriile lucrări la un moment dat și fac altele. Asta e distrugerea. Da, e puțin uh, dureros să-ți ștergi propria muncă, dar uh, de fiecare dată îți vezi, e, e ca o cronologie. Vezi ce ai făcut în trecut și îmbunătățești. Întotdeauna vii cu ceva mai bun. Lucrezi cu cretă? Uh, da, este o combinație dintre cretă și culori acrilice. Uh, dacă eventual te plictisești, să zicem, de ceea ce faci, de acest lucru ce ai face prima dată ce ți se aduce aminte ce ai face. Alte activități în afara desenului, nu știu, o plimbare în parc, un film, o ieșire în afara orașului, în orice zonă, nu știu, un oraș din afara Clujului, o cetate, o, o pădure, o drumeție orice. Mi-ai spus că înainte de a da examen la Institutul de Artă, mă rog, nu știu când te-ai hotărât că vrei să dai la Institutul de Artă, deoarece ai desenat în copil copilărie. Mi-ai spus că părinții tăi nu prea au vrut să dai la a, uh, arte și un... ai fugit de acasă. Mai mult sau mai puțin, doar că părinții mei nu erau neapărat hotărâți că. Asta trebuie să fac. Într-un fel aveau dreptate. Pentru că dacă aș da timpul înapoi, într-un fel poate aș face și altceva. Păi da, Dar e și normal. De... Artiștii nu au bani, se zice aici. Mai, mai, ales în România. E, mai, e relativ asta. Sunt multe categorii de oameni care termină școli în alte și nu au bani. Asta ține cât de cât de mult ești tu muncitor. Dar în perioada respectivă, deși, deși m-au susținut mult, într-un fel le-am simțit regretul că îs, Merg pe zona artistică și întotdeauna au simțit așa un fel de uh, neechilibru în uh, viața mea viitoare din cauza uh, artei. Pentru că arta în România, momentan, este într-o zonă aș destul de precoce, nu știu. <laughs> e destul de greu să fii artist în România. Uh sunt, deci, cam trei localități leagă de numele tău, uh, unde te-ai născut, la Vatra la Vatra Dornei, Iașul și Clujul. Uh, Ți-ai ales, uh, adică ai ales să trăiești în Cluj. De ce? Am simțit o energie cum n-am simțit-o niciunde în România. Și m-a făcut să mă mut aici. Deși nu știam foarte multe despre oraș, în momentul când chiar am luat decizia și chiar m-am -am mutat, nu știam pe absolut nimeni în oraș, a fost cea mai bună decizie a vieții mele. Și n-am să regret asta niciodată. Asta e bine să auzim așa ceva, că nu regretă cineva, că se mută undeva. Deci înseamnă că este o, o, o cum să spun, un fel de, o pulsație a vieții aici în Cluj, ca ceea ce îi place unui artist. Da, nu știu, mie mi-a plăcut din totdeauna orașul ăsta, trecând, având posibilitatea de a mai trece prin orașul acesta în perioada facultății, când uh, am simțit un uh, dezechilibru total în viața mea, uh, în uh, primul meu an de master la Iași, în prima mea încercare de a fi la master, uh, am hotărât pentru mine că cel mai bine ori e să plec din țară ca majoritatea, doar că nu am avut puterea asta și am ales să fac ceva în România. Am simțit că pot să fac ceva în România. De aceea am ales Cluj. -ul. Am zis că dacă o iau de la capăt, e un nou început și aș avea posibilitatea să mă dezvolt altfel, să-mi dezvolt o chestie nouă. mea. În afară de, de blackboard-uri, nu știu exact cum să spun, blackboard, joc nu știu, asta e hotărârea ce o artist accept și decorații, de exemplu decorații de cameră sau cum să spun, dacă cineva te caută și vrea să facă o surpriză, cuiva te duci și decorezi peretele adică da, aș putea să accept anumite comenzi de genul ăsta dar doar dacă au o semnificație specială. Pentru că, cum am zis și la începutul acestui interviu, prefer să recomand pe altcineva care la rândul lui m-ar putea ajuta, dar dacă se potrivește cu stilul meu, cu ceea ce fac, sunt, aș avea o deosebită plăcere să fac și asta. De aceea, cum am discutat uh, înainte acestui interviu, am făcut o surpriză de uh, moș Neculai, anul trecut uh, către o tânără soție <laughs> Soțul a fost uh, complicele, a luat-o de acasă, a dus-o la restaurant, iar în timpul ăla m-a lăsat pe mine acasă să-i uh, decorez în perete. Și a ieșit bine. <laughs> ok, bine. Dacă vrea cineva să, să te cheme, să decurezi sau să faci un blackboard, uh, unde te găsește în afară? De, deci, uh, ai un cont Facebook? Pe ce nume? Uh, contul meu Facebook uh, se poate găsi ca și Art Mickey O, totul legat. Uh, Mickey nu conține Y-uri, doar un K, să fie clar. Mickey nu vine de la Mickey Mouse, cei care nu au fost atenți la începutul interviului și da, și, ca să nu am nicio asociere cu personajul de desene animate uh, Art Michio așa se găsește pagina mea de artist uh, iar acum uh, mai am în construcție un site care la fel se va numi tot Art Michio Michi Drăcușoru, îți mulțumesc foarte mult și sper că o să ai și mai mare succese și te rog frumos să te întorci și la grafică pentru că merită ceea ce am văzut eu acolo da, dorința mea cea mai mare e ca acest stil care îl fac la un nivel comercial acum să-l mut în galerii și automat să bin stilul meu vechi de desen cu stilul nou. Să fie o combinație dintre art nouveau și suprarealism. În zona asta vreau să intru și consider că se poate face în galerii artă stradală cum își doresc mult.